Bună și bine v-am regăsit din nou. Continuăm să studiem legea cea veșnică, perfectă, desăvârșită, bună și plăcută. Adevărul legei este mai, cu mult mai bun decât noi am putea să ne imaginăm, dar el ajunge până la noi încetul cu încetul. Fiindcă mintea noastră este atât de neputincioasă ca să absorbe adevărul legii, că, sincer, nici nu sunt sigur că în perioada vieții acestea noi am putea sau mintea noastră în corpul ăsta muritor al nostru este capabilă să absorbe adevărul atât de profund, atât de larg și atât de... Fiindcă el e unul. Adevărul legii nu, nu poți să-l pui pe listă. El este unul întreg. Și ca să ai tot adevărul legii, înseamnă că trebuie să absorbi cumva tot adevărul legii în, în tine. Și nu sunt sigur că în perioada vieții acestea mintea noastră este capabilă pentru aceasta. A, cu adevărat, legea lui Dumnezeu este foarte profundă și înțeleaptă. Și mult aș dori eu ca să a, a, o cunosc, să o cunoaștem, ca să putem să o aplicăm, să o aplic, să o aplicăm. Și, desigur, să o facem cunoscut pe tot Pământul ca în sfârșit acea lumină pe care Domnul a promis-o că va fi de la o margine Pământului până la cealaltă, în sfârșit să luminează. A porunca pe care o vom studia astăzi este despre, jertf despre legea jertfei pentru vin. Ea este practic similară cu legea jertfei pentru păcat, care am studiat o dată trecută, dar este o mică diferență în aplicare ei sau în abordare ei, așa zis, cum ea ajunge să ai nevoie de ea într-un fel. De exemplu, legea jertei pentru păcat este aplicată în cazul în care credinciosul a păcătuit fără voie împotriva unie din poruncile Domnului, fără evidență, fără să mai fie cineva într-o parte implicată în aceasta. În cazul jertei pentru vine, credinciosul a păcătuit împotriva Domnului, păcătuind împotriva aproapelui său. Iată diferența. În primul caz, credinciosul descoperă că a încălcat porunca Domnului și astfel a, el se face vinovat înaintea Domnului, nu mai? Însă, în cazul legii de azi, credinciosul păcătuiește împotriva propriului său, uneori, chiar și conștient făcând aceasta, și astfel se face vinovat înaintea Domnului, aici deja poate să fie inconștient, a, a fiindcă s-a făcut vinovat înaintea fratelui sau sorei sale. Iată ce poruncește Domnul în privința aceasta. Din nou, legea aceasta noi am studiat în capitolul 4, 5, capitolul de precedente, dar Domnul adaugă detalii la legea aceasta și într-un fel arate lărgește puțin aplicarea ei finală pentru că aceasta va fi veșnic, doar nu va fi numai ca să o înțelegem. Și este o aplicare foarte practică. Iată, legea jertfei pentru vină este un lucru prea sfânt. În locul unde se înjunghe ardele de tot, să se înjunge și jertfe pentru vină. Sângele ei să se sopească pe altar de jur împrejur. Jertfa aceasta este un lucru prea sfânt înaintea Domnului, cum el zice cu alte cuvinte. Domnul Jehova așteapte anume o astfel de atitudine și acțiune din partea credincioșilor în toate cazurile când ei se fac vinoveți înaintea apropiului. Când credinciosul se face vinovat înaintea propriului său, el se face vinovat și înaintea Domnului. Toate jertfele se aduc la altar. Pocăința și recunoașterea vinii trebuie să fie făcute din perspectiva adevărului care este de la altar, din perspectiva adevărului care este temelia credinței care a fost pusă de apostoli și proroci. Am vorbit -o un pic, întotdeauna parcă vrem să mai repetem din nou ce înseamnă aceasta, dar sper că totuși cumva l-ați mâncat, ați mâncat deja pâinea aceasta. Preotul uns care primește această jertfă trebuie să se asigure că credinciosul stea pe temelia credinței fără îndoieli și fără fățărnicie. Este, este extrem de important că altfel jertfa care trebuie să fie adus pe altar, imaginea aceasta, din nou, nu este la direct, el va fi un lucru spurcat, și preotul astfel uh, va aduce înaintea Domnului un lucru care este spurcat și va aduce vine și asupra lui. De deci ce el trebuie să fie neprecaut? Credinciosul care a păcătuit împotriva apropiului său trebuie să vină cu aceeași atitudine. Ca, când aduce într-un fel jertfa sa pentru vina care o are păcătuind împotriva propriului său, el trebuie să vină înaintea Domnului cu aceeași atitudine ca și atunci când a păcătuit numai înaintea Domnului. Pocăința și recunoașterea lui trebuie să fie o ardere de tot înaintea Domnului. Înțelegi, domnul? răspăcut. răsplăcut. alte cuinte, domnul va primi plăcere de la pocăința aceasta în cazul când credinciosul va fi sincer în acțiunea lui. Aceasta trebuie să fie o acțiune interioară, o acțiune la nivelul minții, Duhului și sufletului lui. Nu, la, nivel de acțiuni ceva firește. Aceasta înseamnă că a, să aducă jertva în locul unde se aduce ardere de tot, fiindcă um, orice jertvă orice jertvă adusă pe altar este o ardere de tot. Însă se diferă între ele, în măsura lor, așa putem să zicem. Sunt cazuri când jertfa se arde în întregime. Și alte cazuri când se arde numai unele părți din această jertfă. Însă, în ambele cazuri, ce se arde pe altar este o ardere de tot. Sângele să se, se, se stropească pe altar. În toate cazurile, practic, mai ales când avem de face cu... Um, uh, Oile și berbecii, caprele, viței și așa mai departe, cu excepția la a, a, alte a, jertfe care le-am studiat mai, mai, mai înainte. A, sângele să se stropească pe altar. Sângele este viața acestui credincios. Aceste jertfe, cu alte cuvinte, viața acestui credincios trebuie să fie dedicată, sângele lui trebuie dedicată învățăturilor care sunt temele a credinței. Aceste învățături, în fiul Apostolul numește niște învățături începătoare. Cu, cu, aceasta se începe mai departe zidirea timpului lui, Dumnezeu. Viața lui trebuie să fie de un miros plăcut înaintea Domnului. Alții îl al sângele cum să-l pe altar. Cu alte cuvinte, felul lui de gândire, purtarea și atitudinea față de ceilalți din jurul lui trebuie să fie conformate învățăturilor care sunt temelia credinței. Da? Într-un fel, să trăim așa cum vorbea și apostolul Apostol Ioan acum, în 2 cu 6, al unui Ioan, um, cine rămâne el trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos, cu alte cuvinte. A, și aceasta este începutul credinței. Nu vorbim de tainele împărăției, nu vorbim de slujirea înaintea Domnului, vorbim de o viață care este o slujire înaintea Domnului. Versetul 3 să îi se aducă toată grăsimea, coada, în ebraic coada aici nu e chiar coada, e curdiuc. Grăsimea care acoperă măruntaile și următorul verset, cu revenim la el. Credinciosul care își aduce jertva lui de vină trebuie să se prezinte înaintea Domnului, înaintea preotului, înaintea altarului, cu grăsimea lui care să fie arsă pe altar bine cunoaștem ce este grăsime deja, cu alte cuvinte, credinciosul trebuie să se prezinte cu tot ce e mai bun, adică cu o dragoste sinceră față de Domnul și cu o ascultare fără rezerve față de cuvântul lui și cu o dragoste sinceră față de aproapele său împotriva căruia el a păcătuit. Cordiu. Este grăsime de la coadă și în felul acesta Domnul ne arată că acest credincios iar curducul, știți că se află numai la oi și la berbeș, nu se află la capre. este dintre, acest credincios este dintre oi sau berbești, din, din, categoria aceasta credincioșilor, și și aduce jertfa lui într-un fel fără rezervi și, și aduce până la ultima parte din grăsimi și, și aduce pe altar. El este sincer, cu o dragoste sinceră, neprefăcută, fă fățărnicie și viclenie. Toată grăsimea care acoperă măruntaile, Um, din nou, am vorbit o mică numai repetare. Tot interiorul acestui credincios, care trebuie să fie plin de Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să demonstreze dragoste și ascultare față de Domnul și dragoste și smerenie față de aproapele său. În versetul 4, să aducă și cei doi rinichi și grăsime de pe ei, de pe coapse, pe coapse, grăsimea într-o fel de pe coapse, și praful ficatului care va fi dezlipit de lângă rinichi. Tot mai mult și mai mult, mai clar și mai clar, devine toate simbolurile acestea, nu-i așa? Rinichi și grăsime de pe ei, spunem. Rinichi filtrează apa și curăță impuritățile din apă, tot ce este otrăvitor, așa zis, din apă. Aceasta simbolizează că credinciosul trebuie să fie dedicat învățăturii altarului, fiindcă pe altar se aduce, și orice alte învățături care nu ar mai veni dintr-o parte să fie filtrate, toate din perspectiva acestor adevăruri. Coapsele. Coapsele, într-un fel, simbolizează felul de gândire. Cuvântul acesta se mai traduce ca speranță și încredere. Deci zic într-un fel. Cu alte cuvinte, credinciosul trebuie să aibă coapsele minții încinse, cum vorbesc Apostolul Petru, a, a, cu o speranță și încredere în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile lui cele veșnice. Ficatul. Ficatul filtrează sângele, care este un simbol al vieții. Ficatul trebuie să fie ars pe altar din nou, înțelegeți cu alte cuvinte, viața credinciosului care își aduce jertă trebuie să fie total dedicată lui Dumnezeu și adevărului din cuvânt și să nu se amestece cu, cum spun apostolului, treburile lumii. Apostolul Paul mai să vorbește despre aceasta. Iată unul numai din exemplu. Niciun ostaș nu se încurcă. Înțelegeți? Toate grăsimea, măruntaile, ficatul, rinichii, toate acestea. De nu mai vorbim de cele de jertă care sunt mai sus, ele sunt niște simboluri care arată, apostolii vorbesc cumva direct, tâlmăcind deja aceasta spune, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, adică totul trebuie să fie dedicat adus a ardere de tot pe altar. Dacă vrea să placă celul ce l scris în oastea. așa și ostașii sau, care s-au înrolat în rolul acesta sau în, în, relația aceasta cu împăratul împăraților. Preotul să le ardă pe altar ca jertă misuită de foc înaintea lui Hova. Aceasta este o jertă pentru vină. Iarăși, fiindcă mai sus a fost o jertă pentru păcat. Toate cele scrise mai sus trebuie să fie arse pe altar ca un miros plăcut Domnului. Foarte bine cunoaștem că Domnul, numai El, ne știe interiorul nostru și atitudinea noastră. El nu va accepta jertva ta de pocăință înaintea Lui și înaintea fratelui tău dacă va găsi fățărnicie, lipsă de sinceritate, lipsă de ascultare față de cuvântul lui, evident. Dacă va găsi mândrie, aroganță, astfel de pocăință și recunoaștere, nu vor fi acceptate de Domnul și acest credincios va continua să umble în păcatul lui fără ca să capete iertarea. Însă aceasta, care este consecința. Aceasta înseamnă că adevărul va, va rămâne închis de el, adică Domnul nu i va descoperi adevărul și treptat, încetul cu încetul, acest credincios poate să ajungă la moarte. Anume despre aceasta vorbește și Apostol Pavel Corintienilor când le scrie în felul următor. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, în chip nevrenic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sândă lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși um, și bolnavi și nu puțin dorm, adică adorm. Și evident că Apostul nu vorbește de un ritual. Da, pe care îl practică credincioșii, ci de învățăturile după adevărul legii și de atitudinea credincioșilor pe care ei o au unul față de altul și atitudinea pe care o au față de adevărul pe care li se aduce. Atunci când credincioșii nu sunt sinceri și nu se lasă corectați după adevăr, ajung, înțelegeți, ajung să fie, nu se lasă, neputincioși, Spiritual, evident, bolnav, spiritual, evident, și nu puțin, și interesant că apostolul spune și nu puțin, înseamnă că mulți dintre credincioși mor adorm spiritual. Adică ei sunt deja absolut imuni față de a, a lucrurile spirituale. De ce este atât de important ca credinciosul să vină cu atitudine corect? Preotul care arde această jertă pe altar și care cu adevărat are parte, dar preotul din, care are parte de Duhul Sfânt, va înțelege dacă acest credincios este sincer și dacă jertfa lui poate fi o ardere de tot de un miros plăcut Domnului Jehova. În caz contrar, acest preot trebuie să respingă această jertfă și să-l ajute pe acest credincios să-și recunoască starea, ca să nu rămână în starea aceasta. Apostolii, datorită Duhului lui Dumnezeu, aveau capacitatea aceasta să recunoască încredincios starea și atitudinea lui. De aceea, în cazul lui da jertfe, așa a zis lui Anania și Safira, a fost respinsă această jertfă de ei. Ei au văzut mai adânc decât pur și simplu niște acțiuni de care, hai să spun așa, 100% din slujitorii din perioada aceasta se vor bucura și vor spune slavă Domnului. Ei nu au spus slavă Domnului. Foarte important este să ținem minte că Domnul ne vede interiorul nostru și nu numai acțiunile noastre. Fiecare din noi poate să ajungă să devină sau să fie vinovat înaintea Domnului și înaintea propriului său. Și Domnul Jehova ne arată cum să reparăm greșeala aceasta, însă nu este destul numai niște acțiuni formale. Dacă acțiunile care ne le descrie Domnul în cuvântul lui, nu vor fi sincere și după standardele Duhului lui Dumnezeu, Duhului, caracterului și personalității lui Dumnezeu, cu atitudini corecte, acțiunile acestea care sunt făcute într-o parcă după voia Domnului, ne vor aduce și mai multă vină asupra noastră. De aceea mulți mor, cum spune Apostolul. Domnul caută ca noi să zidim relații neprihănite și veșnice. Cât ține de el, atât cât ține de relațiile între noi, unul cu altul. Relațiile formale, cu niște acțiuni, așa zis, corecte la suprafață, însă cu o atitudine fățarnică, aduc credincioșii la autoruinare. Și așa ne-au adus pe toți. Versetul 6. Toată partea bărbătească dintre preoți să mănânce din ea și anume să mănânce într-un loc sfânt, că ce este un lucru presut, adică în curtea cortului. Toți frații unși din adunare pot să se implice în cazurile jertfei de vină și procesul de așa zis, de drumare, de mâncare acestei jertfe, se face în adunare, pentru folosul la toți, evident. Domnul menționează încă odată că această jertă este un lucru prea sfânt, fiindcă a, pentru el relația de dragoste care trebuie să fie între noi are aceeași valoare ca și dragostea noastră față de el. Nimeni niciodată nu va putea să-i dovedească Domnului că iubește pe Domnul când în același timp are o atitudine de ură, de invidie, de aroganță față de aploapele său. Cu jertă pentru vină este ca și cu jertă pentru păcat aceeași lege este pentru amândouă. Jertva va fi a preotului care va face ispășirea. Nu vă uitați la vita care este scris în română, că în Ebraică nu există așa ceva. A vita, da, jertvit în fel. De deci, aceea și cuvântul acesta l-am scos, dar veți găsi traducere unde nu este. De multe traduceri, Majoritatea traducerilor nu este, de fapt, vita. A, în în română este. Domnul mai zice că vina pentru păcatul săvârșit împotriva unia din poruncile Domnului și vina pentru păcatul săvârșit împotriva aproapelui au aceeași greutate înaintea lui. El echivalează aceste două așa zis greșele, așa zis păcate. Da? Chiar într-un fel, când ai păcătuit numai împotriva Domnului, păcătuit împotriva unii din poruncile lui, inconștient, și când ai păcătuit împotriva aproapelui tău, fie conștient, fie inconștient, vina aceasta este, Domnul o egalează, este aceeași. Domnul nu categorisește aceste păcate diferite. Măsura vine înainte Domnului, este aceeași. Domnul zice că jertfa aceasta, adică acest credincios, este a preotului care îl ajută să-și corecteze greșeala. Cu alte cuvinte, preotul trebuie să decide ce este bine și corect din perspectiva adevărului din cuvânt pentru acest credincios. Iată ce mai poruncește Domnul. Și Următoarele versete, mai departe, cumva continuă, parcă nu ar face parte din acest text, dar uitați-vă continuitatea gândului Domnului. Preotul care va aduce ardere de tot, a acestui iș, ce aici nu este nici într-o traducere, dar este extrem de important cuvântul acesta, nu a oricăruia sau a fiecăruia. Domnul zice, preotul care va aduce ardere de tot, a acestui iș, să aibă pentru el pielea ardere de tot pe care a adus-o dacă a Piele da, Pielea acestui credincios neprihănit care a păcătuit fie înaintea Domnului, numai, fie înaintea apropiului și înaintea Domnului, este a preotului care face ispășire. Ispășirea, o reamintire, se face prin îndrumare în adevăr da? și a ajuta pe acest credincios să se întoarcă la căile Domnului. Ce este pielea. Iată un verset care cred că explică clar ce este pielea. Înțeles, indirect, desigur. Poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe pietele? Tot așa, ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți reul, pielea. Pielea simbolizează felul de a fi, caracterul și personalitatea acestui credincios. Pielea aparține preotul. Cu alte cuvinte, preotul care face ispășirea nu trebuie să ține cont de personalitatea și caracterul acestui credincios în procesul ispășirii. El trebuie să-l călăuzească în tot adevărul, ne ținând cont de personalitate și caracter. Adevărul trebuie să modeleze credinciosul și nu adevărul trebuie să fie conformat, reieșind din situație și reieșind din personalitatea și caracterul acestui credincios. O poruncă extrem, extrem de importantă în cultura de astăzi în care individualitatea și personalitatea atât de mult se venerează astăzi că foarte bine cunoaște legile de astăzi. Adevărul trebuie să modeleze caracterii și personalități și nu trebuie să contextualizăm adevărul în diferite aceste cazuri. Adevărul trebuie să rămână același, ieri, azi și în veci. Adevărul nu se acomodează după om, ci omul trebuie să se transforme după adevăr. De aceea, Domnul mai departe, poruncește și zice, orice jertfă de mâncare, într-un fel, tăcea are. porunca, într-un fel, legea aceasta, băgat, într-un fel, în porunca de astăzi. Fiți atenți, orice jertfă de mâncare, coaptă în cuptor, gătită pe grătar sau în tigaie, să fie a care a adus-o. Am studiat-o mai de mult. Cu alte cuvinte, nu credinciosul care vine cu un adevăr, un adevăr copt, descoperit, adică în circumstanțele lui, fie mai ușoare, fie mai grele, decide adevărul sau face concluzia asupra adevărului descoperit ci preotul care este responsabil de curăția cuvântului, de curăția adevărului. De aceea și mai departe mai adaugă Domnul, iar orice jertă de mâncare frământată cu un și uscată să fie a tuturor fiilor lui Aron, a unui cât și a celuilalt, fiilor Aron și fiilor Aron, este tot Sfinței Unș. Adică pâinea frământată cu un dilem simbolizează un adevăr din cuvânt descoperit de Duhul lui Dumnezeu. E amestecat cu un Uscată, cuvântul acesta se mai traduce ca distrus, golit, cu alte cuvinte, golit din interior. Așa că adevărul descoperit, în cazul acesta, credinciosul care l-a adus, adevărul acesta i-a distrus ce nu era după cuvânt în interior, în acel credincios și l-a golit de felul lui sau de firea lui, așa cum învață apostolii, fiind transformat după adevărul descoperit. De aceea, acest adevăr, Domnul poruncește și zice să se mănânce de toți sfinții. Este un adevăr curat. Așa că, slavă Domnului, binecuvântat să fie Domnul pentru așa o lege perfectă și pentru că a găsit cu cale. Nouă astăzi, ca niște teciuni scoși din foc. Este și, și greu, de fapt, să spunem că am fost teciuni, că noi eram cu totul la deja, să ne descopere lumina aceasta veșnică a adevărului lui, care, o lumină care niciodată nu, nu, nu se va stinge mai mult. Deci aceea să-i mulțumim Domnului și să anticipăm mai mult și mai mult adevăr, dar să ne rugăm, îmblând în, în smerenie înaintea Lui, să ne dea harul acesta, să continue să ne descopere, că este o lumină veșnică și descoperirea aceasta a adevărului acesta depinde de el și nu de noi. Fiți binecuvântați. De noi depinde numai starea noastră și atitudinea noastră față de el. Ne revedem curând!